Bună dimineața și pacea Domnului! Astăzi vreau să fac un aluat fraged cu măr și cu gem de cutui. Uitați, așa arată. Și dar de jos pun mere sau gutui, depinde cum îmi vine mie mai repede pe aluat și atunci restul o să vedeți cum fac. Facem din două feluri. Aici că faci cu ocazie. Păi nu mă las să termin. Astăzi e ziua lui ginerile meu, a lui Ingo. Și încerc să fac o prăjitură faină. Eu cred că o fac bine și faină. Acum rămâne de văzut cum iasă. Începem. Aici am 2 kg de făină și o să cântăresc când o fi gata cât mai rămâne. O fi gata aluatul, mă refer. Așa. Cred că atât. E suficient. O să cântărim noi pe parcurs, dar eu zic acum că cântăresc. De ce are aici orez? Cum ai cântărit ieri orezul. Aha. Vreau 800, 9. Câte? 1,3 kg. O, prea multe e atunci. Sau nu? E 700 de grame acolo. Da? Da. 700? Da. Las că văd eu pe parcurs cât o mai fi. Deci cât mai m-ar trebui aici. Punem acum smântâna. Hai să o cântărim. Uite, o lăsat apă. O cântărim așa? 600. 600 și dacă o golești toată, îți dai seama dacă cântărește la gol, câtă smântână e. Da, cântărește. Păi are... cât e acolo? Aici ar fi 150 de grame are ăsta, deci 550 de grame de smântână. Și pun și unt, că nu am... vreo două linguri de unsoare. Dacă aș le-ar fi avut, ar fi pus. Dar nu am unsoare. Și atunci să cântărim și asta untul. Păi ăla e 200 de grame, da. Atât, e 200. Dar nu o să pun atât, da? Să nu fie chiar smântână goală în aluat. Și așa smântână nu e atât de bună. Calitatea care o avem. Mă refer. Nu așa. Cred că am pus mai mult de... cât e acolo. Dar ce nu văd aici așa uciș? Ai 100 de grame. Deci 100 de grame de unt. Așa, să vedem. Ai destul atâta. Prima dată să face smântâna cu făina și cu untul
și atunci punem restul. Așa. Punem sare, că trebuie pus sare, așa, o jumătate de lingură. Sare de Himalaya, din cauza asta e roz și nu are antiglomerant. Punem 3 gălbenușe. E suficient. Punem vanilie, zahăr vanilat. Punem 3 cutii, 3 plicuri. Plicuri. Uite, mai pun și ăsta. Că vreau aluatul să fie, să miroase frumos. Așa. Punem un praf de copt. La praf de copt nu am Lămâie. Și nu știu dacă fac eu bine să pun gref. E tot citric, tot da. O să activeze. Sau să pun puțin oțet. Pot să pun din asta, nu e problema. Cred că e mai bun oțetul ca asta. Nu, ăsta are aromă faină. Da? Da, da. Gref. Așa. Avem vanilie, că nici nu se vede cât pot să vă arăt. O linguriță. O linguriță fie. Esență de vanilie. O linguriță cu vârf. Așa. Portocală am, dar asta pun la dulceața mea care am acolo. Și acum zahăr, oare cât să pun eu? Ia cântărește să vezi. 200 de grame. Pun jumate din el. Cântărește acum. 100. Bravo. Așa vreau să fie. Așa. Și pun o idee, nu mult. Curcuma. Da, dar vreau numai puțin. Foarte puțin. Uitați așa. Un vârf de cuțit. N-am pus mult. Așa. Și acum un pic de lapte m-a trebuit, dar nu știu dacă am aici lapte. Uite-te în frigider să vezi dacă ai. Dacă n-ai, îți aduc. Dar cred că e aici la... Uite acolo e sus. Ăsta? Nu pe sertar, așa. Ai și lapte de cocos dacă vrei. Acum, la mine la plăcintă. Din aia, faină.
100? 150. Nu, că 100 vreau. Nu, 100. E 100? De ce e 150? Nu, e aproape 200. Și cu asta am terminat prăjitura. Pușă zahăr și sare și tot ce trebuie. Miroase bine, fiindcă am pus și vanilie multă și tăti. Vreau să amestec bine că e untul care îi de la frigider. Cred că ar trebui să pun mister. Că văd că eu nu fac față. Trebuie dizolvat bine. Așa a ieșit. Uitați. Vedeți? Trebuie să-l puneți puțin la mixat. Și acum mai punem făină, că mai trebuie. Așa. Ia astea toate, că cântărim făină cât mai rămâne în 2 kg. Foarte fain a ieșit. Uitați aici. Chiar super. N-ar mai trebui să pun, că dacă îl țin la frigider, el se întărește, dar totuși e prea moale. Deci, n-am cum, trebuie mai un pic de făină.
acum vreau să curăț linianul ăsta sau să-l pun în altul, că nu-mi place. E prea urât. Și-l punem la frigider până eu curăț merele. Îl pun acum la frigider. Vedem câtă făină a mai rămas imediat, ca să știm. Gata aluatul, așa mai nisipos, vedeți? Și îl punem la frigider. Curățim merele. Curățăm merele, le cântărim după ce le-am curățat. Că îs așa mai, nu știu de ce îs așa, dar că mai trebuie să iei de ei. Să dau merele pe răzătoare, ai uitat să le cântărești? Le cântăresc acum. Îs așa puțin, că uite, mâncă fata asta de dimineață din aia rece. Invers arată. Lasă-l încălzească un pic. Suflă pe el. De la toaletă. Parcă nu-mi place răzătoarea asta, că face prea mic. Nu să facă prea mic, asta e aia care îi dai mare pe ea. Da. Kil 200. Kilogram 200? Da, da. Așa. Și să fie treaba bună, un kilogram. Ok. Stai un pic. Ce? Trebuie șters. Să știți că nu le-am străcurat de fel. Uitați aici, ai zamaniei. Vedeți? Nu le-am străcurat, le punem puțin pe foc și le călim. Bine mai încoace, având în vedere că avem gem și ăla-i dulce, pun două linguri numai de zahăr peste merele care se călesc. Deci o lingură, două. Așa. E suficient atât, da? Thank you.
o linguriță. Fie două, dar nu, că n-a fost. Scorțișoară. Scorțișoară, da. Lăsăm să se călească puțin. Deci ăsta i-a luat ce i-a rămas la mama și să joacă. Pur și simplu. Eu aș fi vrut să facă cornulețe cu gem. Pune aici gem deasupra. Știi? Da, nu. Ce să știu să zic. Și uite, o să pun ce m-a rămas. Păstă aluatul ce o să fac. Ăsta cu năr, cu... Știi? Uh-huh. Și punem așa deasupra. Dacă te-am rămas, mă joc. Numai că n-am pus făină și mi-e frică. O să lipește. Ia așa. Uite că îmi pare rău că n-am chemat pe Natalia să vadă că îi place așa ceva. De ce n-am chemat-o, nu știu. Să nu mă întrebați. S-o chem să facă ea aici restul? Acum ce să mai facă? Da, hai să o chem. Că îi place așa. Acum, cu așa. Acum? Nu, nu, nu. Tu trebuie numai să faci. Încet, mami, încet. Așa, op, pui aici. Eu mai încărci. Să vedem că te ia, ai avut ea să facă. A, nu ajunge. Ia mâna, așa. Și uite, și aici poți să faci. Așa. Nu mai trebuie făină. Asta că știe ea. Știe? Da. Ce știe? Că trebuie făină să nu se lipească. Bravo, Natalia. Hai. Așa. Așa, iubire, așa. Bravo, zic-o cum știți cu făină. Așa. Așa. Cum îl cheamă pe ăsta, Natalia? Bowser. Pepe este nește aici. Cum? Pepe este nește aici. Pepe? Ce e cu Pepe? Să deseneze sau? Nu, să deseneze Bowser ăsta. Cu verde. Uh-huh. Să deseneze cu verde? Uh-huh. Trebuie să deseneze aici cu verde, acum am înțeles. Am înțeles și eu. Mă uite, mai ai aici. Ăla nu, iubita, ăla nu, iubita, ăla nu, iubita. Ba da. Și ăla? Da, i-am făcut eu. Da? Sigur, uite aici. Ah. Și acum păi facem întind ăsta el că la... o fi prea. Așa, ăsta lăsăm. Bravo. Aici am scos ăla din frigider.
și răzălim. Tătii mare, că nu le-am lăsat. Dar de ce nu pun floricele așa tot de roata? Și... Păi trebuie și răzălit. Nu, nu să-i. Ce? Doamne ajută să fie bine. Cât să vedeți cum se câine mama, mai vine, vă uitați la Natalia. Bravo, bravo, Natalia. Mai trebuie făcut? Poftim. Trebuie să dăm astea la o parte, să nu le calci. Așa. E prea mare, e pe ăla mic. Ajungi la el sau îți dau eu? Stai, stai. Ăsta? Ăla mic e roșu. Sau ăsta? Ăla. Ăla e preferatul ei. Mult o lucrat, e cu ăsta. Pune un pic de făină, iubita. Uite. Acum e bine, mami, e bine așa, e bine. Să lipește. E bine, e bine, gata. Gata, nu mai trebuie. Mai este. Stai, stai, stai. E bine așa. Stai, stai, stai. Dar lasă fata să facă, dacă a chemat-o să facă. Așa. Acum e bine, uite, poți să faci. Lasă. Vrei să te ajute, tati? Ok. Da. Da, mâncă dacă vrei, că ei place. E bun? Nu vrea, tati, nu vrea. Mai lasă-te. Îi place așa, așa ceva. Ca și tăi țări, mă. Pune alea la cuptor până, eu știu. Nu, ca astea nu acum, le pun și gata. A, pe alea mai trebuie să pun gem. Spune Ingo, Natalia, spune Ingo și eu ajut pe Buni pentru ziua ta. Astăzi e ziua lui Ingo, Natalia. Astăzi e ziua lui Ingo. Auzi? Spune la mulți ani. Dacă te se prostește, nu-mi place de tine. Spune mulți ani Ingo. La mulți ani Ingo. Mai știi pe Ingo? Nu mai știe. Așa că nu mai știi. Ați știe cum să nu. Mai știi pe Ingo? Când nu are ea chef să vorbească, nu mă faci că ea treabă. Cam așa. Mai mult nu s-a putut. Nu mai gata. Avem destule. Avem destule. Ia-i încă una.
Mai una? Vezi că a căzut pe jos. Asta e bucată de gutun. De gutui. Eu vreau să-i dau un pic așa de, cum să zice, față. Atât acum sucește acolo. Știți ce fac eu aici? Caut bucăți din alea de gutun. De ce? Că mi-e frică nu cumva să se topească și să păteze aici, să lase mai mult. Și atunci iau bucăți așa și pun bucăți. Arată înainte să fie pus la cuptor. Stai un pic. O să tot 100 grade. Și acum ne jucăm de coace. Ia ca așa. Când o să termine Natalia, o să facem și de acolo. De acum încă Natalia e în lucru. No, uitați așa, arată floricelele frumoase. Și acum trebuie puse la cuptor. Plăcinta e acolo în cuptor. Mai trebuie să stai și din aia ce fac? Tot așa floricele. Da, eu știu, prea multă brigadă. Da. Ok. Natalia? Hai aici, mama, să faci și tu. Du-te la ea. No, astea... Nici de Crăciun, nici de anul nou, mie nu mi le plac să le fac, să știți, că sunt foarte migăloase și nu-mi place atâta migăleală, dar uite că s-au putut și acum să fie. Deci de la mine începe aștia până la Crăciun. Eu sunt prima care începe până la Crăciun. Asta e prea mare. Dar de ce nu e altfel de gem? Nu că asta vreau eu, că e fain. Știi ce fain e? Uite așa. Și iau... Oh, le umplu de făină, Natalia. Ei, și facem așa. Știi? Pline de făină. Da, nu e nicio problemă. Că facem așa. Și așa nu am... Că e în cuptor. N-am ce face. Ia ca așa. Și să vezi ce fain o fi. Atâta smântână am pus. Smântână și unt. Și asta e un lucru fain. Și gemul ăsta de gutui e minunat.
ar fi fost fain cu nucă să fie, dar trebuia să îmi sparg nucă dacă îmi trebuie. Și o să-ți dat și la sobaltă. Nu. Păi de ce să aruncăm aluatul? Ia ca așa. Și o să vezi. Așa le arată bine care simple. Aici e prea mult. Așa. M-a lăsat Natalia că între timp o primit o jucărie, nu? Primit o jucărie. Ce jucărie o primit? Un joc din ăsta, cum se cheamă? Tetris. Cum erau pe timpuri, acum azi 20 de ani, jocurile alea Tetris. Și acum fetița e ocupată, nu mai interesează de nimic. M-a lăsat pe mine, dar cu atât mai bine că mi-s liniștită. Atâta făină o cerut, atâta, atât lasă, că face ea. Oare n-ar trebui să mă uit la cuptor? Păi uite-te, dar eu văd că e de aici, că mai trebuie să stea. Dar trebuie să o întorc. Hai să ne uităm. Nu e ca așa, le-am pus pe tavă, trebuie coapte. Deci am pus tot aluatul, nu mai rămas. Și eu am început cu începutul. De la mine să începe păstătorul. Ce ai făcut, iubita mea? M-a furat Floricică. O floricică. S-a pus înapoi, nu-i bună. Ok, bună. Am terminat. Atâta mai m-a rămas. Da. Acum facem aici curat ca să prezentăm care e în cuptor. Așa. Deci, s-a scos acum din cuptor. O mai lasă să răcească, da. Și după aia... Și după aia... O mâncăm. O mâncăm. O păpăm. O păpăm. Da. Bun. O pudărim. Pune, o pudărim. Acum o pudărim.
Acum o pudărim. Așa frumos. Wow! Wow! Stai ca să filmezi, uite, să se vadă frumos, mama. Nu, nu iau de... Ah! E? Toate o dor. Până Natalia. Pleca cu tititu. Așa. O scot de aici. Păi despre forma. De-aia am lăsat... Unde? Acolo nu, cred că în față undeva. Așa. Da, gelatina, mama. Uite așa. Ia ca așa. Ia ca așa. Gelatina! Uite-te, gelatina! Da, e gelatina. Wow! Arată bine, vezi? Arată bine, bine. Vrei să o pui așa? Uh-huh. Așa, ca să se răcească, să da. Aibă aia. Știi? Și atunci o iau, că ea încă mai are ăla de din jos. Da. Dar o mai las. Eu zic că o ieșit foarte, foarte. Foarte, foarte. O mai pudăresc aici pe margine. Păi o lecuță. Da. E bine așa, Gi, că nu văd. E bine. Ok. O lăsăm să se răcească și când îți gata astea lante, atunci eu pot să tai o felie de aici. Da. Da, mami. Până atunci revenim. Astea sunt gata. Uitați, sunt coapte. Chiar bine coapte. Vedeți? Și acum le pudărim. Aștia așa le stă bine, cu zahăr deasupra. Nu? Ia! Ce zici? Ce-s faine? Mm-hmm. Și unde e piciorul ăla? Că mai am un picior. Încă un picioruț. L-ai pus înapoi sau? Îți spărsa pe el. Da. Nu, hai, ia, dă-mi și ăla. Asta nu a fost, cum se spune, Angie, propus. În plan. Nu a fost în plan, dar uite că a fost binevenit. Și-s foarte fain, chiar super. Nu că i-am vrut în tavă să fac, de-aia am făcut așa mult material, cum se zice. Am zis să o fac în tavă, în tipsie, cum zicem noi, că dacă duce și la șofron, ea mai rămâne și acasă, fie. Dar, deci o zis să fac rotund, că mai frumos îi și are dreptate, că a avut dreptate. Și atunci, ia că am făcut așa. Uite ce fain. Super! Mm-hmm. Nu știu cum să le arăt, dar bine. Să vedem. Așa. Aceasta este realizarea mea. Eu mulțumesc la Tatăl Ceresc că a ieșit bine și doresc la ginerile meu, Ingo, la mulți ani
Dumnezeu să fie cu el, să-i dea sănătate, viață lungă și frumoasă, alături de familia lui frumoasă. Domnul să-l binecuvinteze, să-l călăuzească toată viața, se poarte de grijă. Și eu m-am străduit să-i fac ceva. Știu că lui îi place prăjitura cu mere foarte mult. Încerc și să o tai, să vă arăt o felie. Asta e minunată, să știți. Nu a fost propus pentru așa ceva. Eu am vrut în tavă să fac asta cu mere. Dar Daci a zis, fă o rotundă dacă e ziua lui, că arată mai bine. Și atunci m-a rămas aluat și ea că m-am descurcat cu el. O să vă tai acum o feliuță, să vedeți cum e. Da, să-i mi-am farfurie. E frumos ăsta sau nu? Lasă că iau eu din ăla. Dar ce e de-a mele? Așa. Luaș. De unde să începem? Încep de aici. Acum, dacă ceva nu e în regulă, să știe, e de știut că nu se taie acum. Asta e clar. Că știu că nu se taie acum, dar copiii ăștia trebuie să plece la bunica și am zis că să nu rămână așa netăiată. Să vă arăt. Aluatul e minunat. Așa sunt eu aici, cum îl tai. Bine când e, cum se spune, rece, o fi foarte întegată, dar acum e așa cum o vedeți. Păi și bine, nu? Uh-huh. Acum că am scos o numai de pe tot. Vă dați seama. E ok. Imediat o arăt. Să știi cum. Am tăiat o felie, o felioacă, fiindcă am vrut și să arate bine înăuntru, să se vadă. Eu m-am străduit să o fac așa. Chiar am tăiat-o, cum am scos-o din cuptor, acum are ara problemele ei. Da.
Aceasta este realizarea mea. E bine prăjită, uitați că se vede. Acum pe fund n-am eu cum să vă arăt de jos, dar e făcută. Ingo, mai odată spun la mulți ani, o să sun eu pe seară când ești acasă, că acum știu că ești la servici, să spun la mulți ani. Dumnezeu să-ți poarte de grijă și ție și la familia ta frumoasă. Vă dorim numai bine. Aceasta a fost realizarea mea. Ce să mai spun? Încercați și dumneavoastră, că e foarte fain să știți. Ia una ca să vedeți cum arată nuntrul. Care sunt eu? Asta. Că-i mai... Uitați așa. Foarte, foarte pufoasă, foarte faină. Uitați. Da. Mai arăt una. Uitați. Mm-hmm. Vedeți numai foițe lui pe dinăuntru. E foarte faină. Chiar ar trebui să o las așa să se vadă. Așa. Vă dorim numai bine, pace, la revedere! Să simt prea
Mm-hmm.